Mama, abia aștept să-mi fac așa ceva de mâncare, aoleu, bucătăria mea! Bă, ce-ați făcut pe aici? Masa, ce se întâmplă, bă? Ce se întâmplă aici? Păi bă, Draculas, bă, bună dimineața, stai puțin! Uite ce zi frumoasă de duminică, nu? De ce te-ai trezit așa supărat? De ce m-am trezit supărat? Bă, chiar m-am trezit foarte fericit, dar uite câtă mizerie aici voi! Bă, ce faceți domnului Motan? Bă, vampiraș, să nu uitați de butonașul de like. Dar ca să înțelegeți, aseară i s-a făcut dor lui Dracula Junior și lui Juan, de domnul Motan i s-a făcut dor. Și am zis că hai până la frățiorul meu, domnul Motan, să-și vadă și el nepoții, să vă vedeți unchiul pe domnul Motan. Și când mă trezesc azi dimineață, cum mă trezesc? În mizerie și domnul Motan de cei cu capul în chiuvetă. Salutare, Dracula, bună dimineața, bine te-ai trezit în această frumoasă zi de duminică. Domnul Motan, cum să spun eu cu Dracula Junior am încercat să facem ceva de mâncare și o mâncat domnul Motan și o adormit și nu se mai trezește. Și am zis că dacă îl băgăm cu capul în chiuvetă, îi dăm cu apă și trezește. Da, bă, și tare mult văd că funcționează, bă, domnul Motan. Domnule Motan, trezește-te, nu se trezește domnul Motan, bă, ce i-ați făcut? Aoleu, săracul domnul Motan! Păi aia spun, ce ați făcut? Bă, de ce nu m-ați așteptat să mă trezesc și eu? Păi că domnul Motan tot spunea că e foame și a spus să nu te mai așteptăm și pe tine. Na, bă, na, ce ați făcut? Ai vin un caș, ajută-mă să-l pun pe domnul Motan în frigider așa și dă să închid acolo, doamne! Bă, domnule Motan, ești bine? Bă, nu cred că-l fac jut asta! Da, nici eu nu cred, bă, treci, bă, de acolo. Domnule Motan! Domnule Motan, na, bă, că s-a blocat în frigider. Ai de capul meu. Bă, trebuie să vedem ce-i de făcut. Trebuie să chemăm un doctor, o ceva, să repare. Bă, domnule Motan! Domnule Motan! Bă, săracul domnul Motan, bine, trebuie să avem mare grijă de el. Luați, bă, și faceți curat. Și, da, ai de Dracula Junior, vino cu acea. Juan, tu rămâi cu domnul Motan și faceți curat. Păi cum, bă, să fac curat dacă el nici nu-i treaz? Nu mă interesează, ori poate se trezește până atunci, ori dacă nu fac singur, că voi ați făcut mizeria asta, vină cu Dracula Junior. Yee, ce mă bucur că nu trebuie să fac curat. Las că o să faci curat. Bă, ce ați făcut din mâncare? Am făcut ouă cu pește, cu cartofi prăjiți, cu murături, cu înghețată, cu cola, cu toate dulciurile din lume. Păi de asta, bă, o săracul domnul Motan, trebuie să-i punem două flori pe piept. Cu o mâncare făcută de voi, ai de capul meu. Bine, fii atent, trebuie să intrăm pe internetul interzis. Bine, internetul interzis. Stai din gură. Dracula Junior, nu mai trebuie să știe nimeni de planul ăsta. Și trebuie să chemăm un domn doctor, mă înțelegi? Bine, bine, hai să scriem acolo internetul interzis și caut așa. Domnul doctor, ia, stai, caut eu, paca. Eu de ce am găsit aici? Ia, ce scrie acolo? Am găsit că scrie că, uite, domnul doctor din Zunoma Limoșii din Ohio și putem să-l apelăm pe el și o să vină cu echipa lui din Monstruleț care o să-l facă bine pe domnul Motan. Bă, cine-i domnul îngrijitor din Zunoma Limoșii din Ohio? Nici nu-l știu, bă, mai bine îl chem pe Ken. Și ceva, hai mai bine să închidem internetul interzis, că e clar nu-i din noi și mi-a este frică ce se află pe internetul interzis. Nu, bă, uite, deja am dat comandă. Bă, ce dă-te, bă, de lângă calculator? De ce, bă, de ce l-ai chemat pe domnul îngrijitor din Zunoma Limoșii din Ohio de pe internetul interzis la noi acasă să-l facă bine pe domnul Motan? Tu nu gândești că nu o să-l facă bine? Iartă-mă, bă, Draculaț, probabil că ai dreptate, dar lasă să fie foarte amuzant. Bă, trebuie să plecăm, că nu... De ce, bă, de ce am vrut în primul rând de pe internetul interzis? Bă, ce faci acolo, Juan? Bă, ai spus să fac curat și nu știu unde s-a aruncat ta mâncare. Așa a zis că o mănânc pe toată. La, bă, pune-o înapoi, frigider, că o să ne trebuiască mâncarea asta. Uite, mierea e pe jos, un hot dog mâncat în jumate, cornuleț, plăcinta, bă! Bă, voi ați aruncat plăcinta pe jos, peștele pe care l-am pescuit. Ai de capul vostru, nici nu vreau să știu câtă mizerie. Bun, trebuie să plecăm cu toții de aici. Păi de ce, bă, Dracula, trebuie să plecăm? Bă, trebuie să plecăm. Nu, bă, vrem să-l facem bine pe domnul Motan. Pe domnul Motan, bă, eu înțeleg, dar cum să spun eu, e prostia mea, recunosc. Am vrut să văd, poate găsim pe cineva să-l facă bine pe domnul Motan de pe internetul interzis. Și ghiși ce? De aici de față, Dracula Junior a zis că știu eu. Și ce, bă, o știut el, nu? Și acum trebuie să vină niște oameni ciudați la noi acasă, că nici nu știu de unde vin, de pe internetul interzis. Iartă-mă, bă, Dracula, n-am conștientizat că o să fie așa grav. N-ai conștientizat. Bine, bă, voi rămâneți aici, nici nu mă interesează. Faceți curat, aveți grijă de domnul Motan. Nu știu, poate îl faceți... Bă, domnule Motan! Bă! No. Nu se trezește domnul Motan. Bun, voi rămâne. Deci nu veniți, nu? Nu, bă, de ce să-ți fie frică de niște oameni ciudați de pe internetul interzis? Da, bă, da. Greșeala mea.
Ia să mă duc aici și să mor chiar mașina mea. Așa, să pun ulei. Eu plec de aici, vampirașilor. Nu o să stau să aștept să văd cine vrea să ne facă felul. Așa, am pus un butoi și ia să mergem. A, Dracula Junior, vrei să mergi cu mine? Hai de capul meu. Bă, ce fricoșător. Asta e domnul îngrijitor din zona Mali Morci din Ohio, comandat de pe internetul internet. Aoleu, ce vrei de la mine? Dracula, eu am venit de pe internetul interzis ca să-ți mănânc organele din mai prin corp și inimioara. Catnap, pune mâna pe... Mamă, îmi place cât de rău ești! Mă bucur că am venit de pe internetul interzis acasă la Dracula și domnul Motar ca să le mâncăm inimioarele și organele! Nu, nu, nu puneți mâna pe mine! Nu, nu, fugeau! Bun, puneți-i în cușcă! Nu, o să adorm! Mamă, bă, Dracula Junior, închidi-și tu geamul că-i cam frig afară! Nu! Ce? Ce se întâmplă? Găleț, ce? De ce suntem ținuți ca la coșcă, domnul Motan? Trezește-te, am uitat! Bă, Dracula Junior! Aoleu, bă, Draculaț, bă, mai taci din gură că încerc să dorm. Bă, o să dormi, Juan! Bă, Draculaț, bă, sunt foarte speriat aici, ajută-mă! Aoleu, bă, ce se întâmplă? Oh, nu, totul se duce pe râpă. Asta-i sfârșitul nostru! Vampirașilor, nu uitați să apăsați pe butonul de like, ăsta-i sfârșitul lui Dracula, ce se întâmplă? Sfârșit, te-am prins, Draculaț! Eu împreună cu Catnap am reușit să ducem planul la bun sfârșit. Vrei să știi de ce nu se mai trezește domnul Motan? Deoarece eu cu Catnap l-am otrăvit de asta. Da, da, de asta nu se mai trezește și eram sigur că o să chemați pe cineva să-l facă bine pe domnul Motan. Și am venit noi în schimb și în sfârșit v-am prins în cușcă. Hai să-i mâncăm! Nu, stai! Mai întâi vreau să ne mai jucăm cu ei. Doamne, doamne, ce-am făcut să merit asta, doamne? Bă, domnule Botan, trezește-te, Juan. Bă, Draculaț, bă, de ce l-ai lăsat pe Dracula Junior să comande de pe internetul interzis? Gata, ăsta e sfârșitul nostru. Iertați-mă, n-am știut. Bă, tu nici acum nu te-ai învățat că internetul interzis nu e bun. Bă, vampirașilor, bun. Și ce vreți să faceți acum cu noi? Ce vrem să facem cu voi? Să vă torturăm, să vă ținem în cuști, să vă scoatem câte un osucior. Dați auzi bine, o să începem mai întâi cu degetele de la mână și după aia cu ale de la picioare și după aia cu costițele. Vi le scoatem unul câte unul să simțiți fiecare durere pe care și noi am simțit-o când ne-am transformat în zunomarii moștri din Ohio. Da, abia aștept să-i mâncăm. Pun pariu că Dracula o să fie foarte delicios. Eu îl vreau pe Draculaț. Nu, no, nu, no, eu îl vreau. Opa, vreau și eu un picior de lui Draculaț. Da, mami, eu vreau capul. Nu, de ce tot vreți să mă mâncați? Bă, am ajuns în cuș, nu-mi vine să cred, vai din capul nostru. Ce vrei să fac acum ca maimuța? Ce le-ai plăsut cu maimuța? Uite maimuța. Ce vrei să fac? Ia de aici cu găleata în cap. O să regreți pentru ce ai făcut azi. O să te ținem în cușcă și o să vă torturăm. Adică, bă, meu, bravo, bă, Draculaț, dar las-mă, bă, măcar am încercat și o să fac ceva. Bă, tu ce-ți tot uiți atâta? Pșt, pșt, Draculaț, Draculaț, eu sunt domnul Broscuță, cel prietenos, și sunt și un zonomali monstru din Ohio, dar ce nu știu de ei e că eu am un suflet bun și fii atent aici. Cușca, uite, zidul ăsta din cușcă, de aici pot să-l dărâm foarte ușor, deoarece am slăbit eu, cât nu era nimeni atent, am slăbit frânghiile. Și acum tu dacă dai cu ranga, o să cadă, mă înțelegi? Și uite, mașina ta încă a rămas în garaj acolo, te urci în mașină și pleci departe și aduci ajutoare, bine?
Bine, micuțule, îți mulțumesc mult, domnule Broscuță, mosul Zonomalii din Ohio. Bă, vampirașilor, un like aici pentru frățiorul nostru, domnul Broscuță, ce drăguț e el. Hai, du-te acum, du-te acum. Să ne gândim cum o să-l mâncăm pe Dracula. Păi, să știți că puteți să... Acum o împing tare! Bine, Dracula, s-ai scăpat! Poftim, prietenul meu, Dracula! Trebuie să fug, trebuie să fug! Prindeți, nu lăsați pe Dracula să scape! Nu se bat tot, să încearcă tot să scape de mașină! Nu mai pot să văd ce se întâmplă! Bine, vampirașul a scăpat de aici! Promit că nu o să uit de voi, Dracula Junior! Juan, domnule Motan și domnul Broscuț o să aduc ajutoare! Să mergem! Bă, vampirașilor, trebuie să ajung repede până nu vine să cred că am scăpat! Bă, tauleu, săracul Dracula Junior, domnul Motan, Juan! Bă, mi-arde și mașina, repede trebuie să ajung aici, repede și să cer... Ia să văd dacă este vânzătorul. Ai de cap, nu, ce mi-arde mașina. Domnule vânzător, domnule vânzător. Stai, băi, de ce ții pe așa? Ce s-a întâmplat? Bă, am nevoie de ajutorul tău. Deci eram acasă, domnul Motan nu se mai trezește. Am fost capturat de zonomalii moști din Ohio. Catnap cu familia lui, cu mama, catnap cu copiii, cu toți vor să ne mănânce. Bă, domnule, stai puțin că mă cam sperii. Ce vrei de la mine? Domnule, te rog, trebuie să vii să mă ajuți. Cum să vin? Eu doar sunt un om bătrân. Stai puțin. Dar te știu pe tine. Păi da, ăla de eram cu jocuri horror, cu Sky, Brechinul albastru, Dracula, mă mai știi? Aoleu, ce bucăți mi-ai dat că m-au rupt toate oasele. Te rog, domnule, dă-mi un număr de telefon, ceva să sun. Bine, bă, băiatule, domnule Dracula, am un număr de telefon de pe internetul interzis, dar să nu mai spui la nimeni, și este un mercenar care te poate ajuta. Îl cheamă Batman. Batman? Ai numărul lui Batman de pe internet, o interzis, dăm. Da, 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 bagă acolo, 07 în cartelă, Batman și ale tale buze moi, ia încearcă. Ia stai că acum scoi telefonul să pună așa, 07 în cartelă, Batman și ale tale buze moi. Așa, ia să vedem. Alo, domnule Batman, am numărul dumneavoastră de la un vânzător de la magazin, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Alo, alo? Ai sunat la Batman. Ce vrei de la mine? Domnule, te rog, Batman, ajută-mă, eu știu că ajuns pe toată lumea, tu, bă, am nevoie de ajutorul tău, te rog, uite, o să dorm aici la benzinăria asta și vină, te rog frumos, mâine și să mergem acasă să-l distrugem pe zonomalii moști din Ohio și pe catnap și să-mi repar și mașina, domnule Batman, ce spui? Așteaptă-mă la magazin până mâine, Batman, revine! Alo? Alo? Domnule Batman? Aoleu, sper să vină! Da, dacă îl plătești cum trebuie, sigur trebuie să vină. Da, da, și ca mulțumire, bă, ce asta? Ce mulțumire asta? Domnule, ați căzut foarte amuzant, asta vreau să vă spun. Aoleu, sper să vină Batman să mă ajute. Vai, chiar sper să vină Batman, sper să mă ajute. Mă duc și o să mă ascund în baie, bună idee. Sper să vină Batman, sper să vină să mă ajute. Batman, o să-l salvez pe domnul Motan, pe Dracula Junior și pe Juan de mânia moștrilor zonomalii din Ohio și de mânia lui Catnap. Pregătiți-vă, vampirașilor, că episodul de mâine o să fie șmecher tare.